Luni dimineață, încă de la primele ore, steagul roșu a fost arborat pe toate plajele de pe litoralul românesc, însă foarte puțini au arătat că știau semnificația acestuia. Drept dovadă și numeroasele intervenții ale salvamarilor numai din acest început de săptămână. Potrivit codului, acest steag interzice scăldatul. În cazul în care acesta este galben, înotul este recomandat doar notătorilor profesioniști. În timp ce în cazul steagului roșu cu galben vorbim de o plajă care este supravegheată de salvamari, iar scăldatul este permis tuturor.